Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familiilor pregători să nu îl silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și o trecere înaintea căpeteniei familiilor pregători. Căpetenia familiilor a zis lui Daniel, mă tem numai de Domnul meu, împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia încredințase căpetenia familiilor privegheri asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales, însă, a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Domnul să binecuvinteze cuvântul Său. Amin. Mă bucur să fiu în după amiaza aceasta împreună cu dumneavoastră. Mă bucur să revăd în mod special pe Adi Agniță, a fost coleg la Institut la București. Mi-aduc aminte de Sorin Bădrăgan, am fost împreună colegi de ani, fratele Irinel și alți frați care au plecat din biserica aceasta să slujească pe Dumnezeu, cred, în toată țara. Personal mi-am dorit să ajung aici. Pentru prima dată am pășit pe meleagurile bucovinene acum aproape 14 ani. În primul an de studiu am terminat la București în vară, am fost repartizat la Rădăuți în practică. A fost un timp binecuvântat și am înțeles că aici oamenii sunt harnici și în mod special care se hotărăsc să urmeze pe Dumnezeu merg plin de lemn de înainte. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vreau să vă aduc salutări sfinte din partea bisericilor pe care le păstoresc în zona Radului, Biserica din Ineu, Biserica din Șicula, Biserica din Agrijul Mic. Sunt biserici pe care le văd o dată pe lună, dar frații, surorile de acolo se roagă pentru noi. Mai mult stăm acum în Biserica din Iași, Biserica numărul 3, primit salutări sfinte din partea fratelui pastor Dinu Pop, dânsul împreună cu mine. Slujim în această biserică și m-a rugat dimineață, după terminarea programului, să transmit multă binecuvântare și pace din partea Domnului. Amin. Amin. Cred că fiecare dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, decide bine sau rău în viață. Aș vrea să ne gândim după viața aceasta la modul în care noi decidem de-a lungul vieții. Ascultam ca îndemnul de rugăciune seara aceasta, fratele ne transmitea o decizie a unor oameni care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos până la un moment dat. Și când au auzit anumite învățături, când au auzit mesajul Domnului, s-au oprit și au decis, nu mai mergem cu învățător. Cred cu adevărat că trăim vremuri în care mulți oameni se întreabă și se gândesc oare cum ar trebui să decide. Mă uit în mod special în vremurile acestea la oameni de afaceri și văd atât de nedumeriți și își întreabă, se întreabă de multe ori oare ce va trebui să decid în ziua de mâine? Sunt mulți dintre ei care au decis prost, au decis greșit și astăzi nu mai au averea de altă dată. Dar noi, ca și oameni credincioși, ca și copii ai lui Dumnezeu, în vremuri de criză, oare cum ar trebui să decidem? Îmi place să comunic cu dumneavoastră și aș vrea să vă întreb după amiaza aceasta. Este careva de aici care au greșit vreodată în deciziile lui? Care ați greșit? Vă rog să ridicați o mână. Mă bucur, destul de mulți. Și eu am greșit.
Și vreau să vă spun că mi-a părut rău după ce am greșit. M-am gândit de atâtea ori de ce n-am fost atent la decizia pe care am luat-o. Nu făceam un lucru de două ori sau de trei ori. De foarte multe ori când greșim în decizie, suntem din aceia care căutăm să dăm vina pe alții. În sinea noastră recunoaștem ce spunem, cu adevărat sunt un om care am decis greșit. Aș vrea în după amiaza aceasta să nu greșim niciunul în decizie, ci să medităm în mod special la ceea ce înseamnă decizia de a trăi o viață sfântă. În vremuri de criză, în vremuri de răstriște, în vremuri în care oamenii se întreabă oare cum ar trebui să decidem pentru viitorul nostru, pentru binele nostru, cred că cel mai important lucru pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru orice om din lumea aceasta întreagă, este să se decidă să trăiască o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Știu că nu va fi ușor. Știu că nu vor înceta problemele. Dar știu și sunt convins de lucrul acesta că viitorul veșnic va fi binecuvântat de Dumnezeu, slăvit să fie El pentru aceasta. Iubiții mei, mă uit la Daniel, un tânăr, aș putea să zic chiar un adolescent de altă dată, e gata în momente de robie, în momente de criză a poporului din care făcea parte el, să se decide să trăiască pentru Dumnezeu. Cea mai importantă decizie în viața lui, adolescentului Daniel, este aceasta în a spune, Doamne, eu vreau să trăiesc pentru tine. Despre aceasta vreau să vorbesc în seara aceasta, să privim la tânărul acesta, la Hanania, Mișael și Azaria, la cești patru tine. Sunt convins de faptul că au fost luați mai mulți din Ierusalim. Însă aceștia patru s-au decis și au spus, noi vrem să trăim pentru Dumnezeu. Atât de mult m-aș bucura ca în seara aceasta, după ce vom privi la acești patru tineri, și în mod special la Daniel, să privim în viața noastră. Să vedem oare cu adevărat ce anul acesta și în timpul acesta am decis să trăim o viață sfântă și dacă încă sunt lucruri greșite și mortale. Și dacă încă sunt lucruri care Dumnezeu privește la ele și e supărat pentru modul în care noi trăim, să spunem, Doamne, vrem cu adevărat ca Tu să ne eliberezi. Doamne, vrem cu adevărat să trăim pentru Tine și o slavă Ta. Iubiții mei, decizia trăirii unei vieți sfinte se ia prima dată în inimă, în suflet. Cred că fiecare slujitor al lui Dumnezeu și-ar dori ca oamenii care vin în față și mărturisesc decizia de a urma pe Dumnezeu să nu fie doar de pe buze, ci să fie din inimă, din lăuntru ființei umane. Cred cu adevărat ca slujitor al lui Dumnezeu că cea mai mare bucurie este să privești la biserica în care Dumnezeu te-a pus să slujești și să vezi că fiecare om slujește din inimă pe Dumnezeu. Mă uit la Daniel și cuvântul Domnului ne spune atât de clar, Daniel s-a hotărât să nu se spurce. A hotărât lucrul acesta în inima lui și atât de important este. El a hotărât lucrul acesta în inima lui datorită statutului său de rob. Era atât de sombru viitorul lui să fi luat din casa părintească, să fi luat din libertatea pe care o aveai altă dată în Ierusalim și să fi dus în Babilon, în locul acela în care cu adevărat depindea de ordinele împăratului, nu era ușor pentru Daniel. Poate că cei mai în vârstă de dumneavoastră vă aduceți aminte ce însemna lucrul acesta atunci când stăteai sub o anumită stăpânire. Tata mai mărturisea despre clipele, despre timpul acela în care efectiv era dominația aceasta ungară în România. Era destul de greu pentru ei. Privesc la Daniel și văd că starea aceasta de statut de rob nu este acela care privește și condamnă pe cei care au stat înaintea lui, pe părinții lui, pe cei care au condus țara și care n-au condus așa cum trebuie, ci el în statutul său de rob e gata să privească spre Dumnezeu și să spună, Doamne, vreau cu adevărat să primesc libertatea. El a înțeles că în statutul său de rob nu poate să iasă de sub autoritatea aceasta decât numai prin puterea și prezența lui Dumnezeu.